I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be. Bravo, Fili! Vă mulțumesc! Noi îți mulțumim! Bravo! Ai cântat extrem de frumos! Îți mulțumesc mult pentru momentul acesta. O să rămână în mintea și în sufletul meu. M-am emoționat foarte tare ascultând acest cântec, care este foarte, foarte greu. Foarte greu, așa e? Da. Dar este foarte frumos. Cumva să știi că, fără să-ți dai seama, mi-ai făcut o bucurie enormă pentru că ai ales acest cântec. Și mă gândeam în timp ce cânti cât de frumoasă e muzica și ce poate face muzica. Dacă nu mă înșel, Bono de la YouTube a spus la un moment dat: muzica poate schimba lumea pentru că poate schimba oamenii. Așa e. Iar tu ai adus foarte multă emoție pe scena de la România au Talent. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Andy? Filip a făcut aici o treabă extraordinară. Pentru că momentul ăsta al tău, Filip, e mai mult decât cântec. Tu, de fapt, n-ai cântat. Tu ai trăit tot ceea ce ai avut să ne transmiți. Ai trăit tu și noi am simțit toată trăirea ta. Și ăsta e un lucru minunat pe care noi n-avem cum să-l uităm și care nu poate să treacă așa ușor pe lângă noi. Sunt momentele de care o să ne tot aducem aminte din emisiune. Momente de-astea, precum cel pe care tocmai l-ai prezentat tu. Bravo! Bravo, Filip! Chiar trebuie să ne aducem aminte de momentul ăsta.
Mulțumesc mult! M-am mișcat să văd un copil care nu se lasă doborât de problemele pe care îi le-a dat viața și care continuă să spere că lumea va fi mai bună și, din contră, el contribuie la chestia asta. Contribuie ca lumea să se schimbe și să fie mai bună. Asta îmi place cel mai mult la emisiunea asta, că e să mă întreb pe mine. Mi se pare că, în anumite cazuri, restabilește dreptatea. Știe că e atunci când restabilește egalitatea pe tabela de marcaj, când ai fost condus nedrept. Și îți dă și ție șansa să câștigi. Că mie mi se pare că șansa asta îi se cuvine fiecăruia dintre noi. Ne vedem în semifinală, Filip!